Bună seara, sunt Măriu și te invit la o nouă ediție specială. Aici unde l-am invitat pe Cristinel Dragomir și dragii mei, înainte de a intra în emisiune mă tot gândeam, bă, cum să-l prezint pe Cristinel Dragomir? Să-l prezint fost vicepreședinte de Consiliul Județean și chiar președinte într-o perioadă, având atribuțiuni de președinte. Să-l prezint drept secretar general, dacă nu mă înșel pe la PSD. Doamne, cum să-l prezint? Și am găsit soluția. Dar singură mi-am zis, Ana, Cristinel Dragomir, analist în ceea ce înseamnă administrație publică locală, pentru că știți foarte bine de câte ori am teme de administrație locală, spun în felul următor: Există în Constanța trei persoane care chiar știu cu ce să mănâncă administrația locală. O să le spun nu neapărat în ordine, ăla e mai bun decât altul, uite așa, aleatori, da? Claudiu Iorga Palas, de ce val făgădău să nu fi surprinși și ultimul, dar sigur nu cel din urmă, Cristina Dragomir. Bună seara, Cristina Bună seara, seara, Sărămâna. Mulțumesc, ți-ai răpit din Și Hristos timp. a înălțat. Așa este, Hristos a înălțat, ai dreptate, bine ai spus. Mulțumesc și eu, ți-ai răpit din timp, ai venit aici la noi, avem o mulțime, da, de, e... o mulțime de lucruri de discutat. Da, e o plăcere să vin la tine în emisiune Că Mulțumesc. Cristinel Dragomir. Hai să începem așa. În ultima perioadă ai lucrat o perioadă nu foarte lungă în primăria Constanța, acum ești în Consiliul Județean Constanța, da? Ok. Dacă ar fi să te întreb pe tine, Cristinel Dragomir, om de administrație, ce notă ai dat cele două administrații locale, cea de la municipiu și cea de la județ? Care ar fi? Și ca să fie întrebarea toată și rotundă, ce notă ar da cetățeanul Cristinel Dragomir? administrației de la municipiu și celei de la județ? Da, e o întrebare destul de grea. Eu uh, uh, sunt relativ nou acum la Consiliul Județean, am lucrat o perioadă 12 ani de zile da, înainte. Pentru Dumnezeu, 12 da. ani înseamnă ceva. Știți ce se întâmplă? Notele trebuie să date în funcție de așteptările pe care le are okay. fiecare. Adică mm -hmm. eu acum, sincer, nu am avut așteptări mari. Am vrut să mă implic, chiar mi-am dorit la nivelul municipiului Constanța mm -hmm. și a primăriei municipiului Constanța. Eu știam că lucrurile nu vor fi așa roze cum erau prezentate ele în campanie, Am făcut și eu atâtea campanii. În campanii se promit mai multe, că asta e. Dacă aș vrea să fiu rea, ideea, că... ci... da. mă rog. <laughs> ideea este să mai multe. Scuze. Ideea este că... Uh... Există o diferență între candidații care promit. Unii știu ce să promită, că se mai și pot face de nule lucruri pe care le promit, alții promit extremar de mult și crește nivelul ăsta uh -huh. la -așteptări. așteptări. plus că diferă ciclu electoral de la ciclul electoral. Adică, dacă ne aducem aminte bine, în 2020, la nivelul municipiului Constanța, Uh, pur și simplu, Decebal Făgădău a fost devorat de toți ceilalți contracandidați. Adică, uh, demonizat pur și simplu. Era, nu, cum să spun, orice era tangențial cu Decebal Făgădău, era erau, de rău. Erau o nenorocire, era o apocalipsă, era și așa mai departe. Toată campania asta anti uh -huh. și negativă anti de val Făgătău sau anti-PSD? Sau s-au cumulat și unele și altele? că la nivel național era o campanie anti-PSD da, absolut. Este. Pentru așa că era este. anul cu... era diferență mică între alegeri. Uh -huh. Chiar a fost și mai mică în anul ăla cu pandemia. Da. Adică n-a mai fost mai și octombrie, a fost septembrie și decembrie și au pe plan național se demoniza PSD-ul Ciumaro așa. și orice era dragnea deci, dânților. Deci și așa făgădăl, fă plan a, a luat o, -o. și dintr-o parte Bun, și din alta. O campanie din asta o absolut negativă și în punctul meu de vedere fără rost. Dar asta a fost campania. N-a făcut altceva decât să crească orizontul așteptărilor, mm -hmm. adică să apropie orizontul așteptărilor mm -hmm. pentru marea populație și să creadă minuni și pentru că dacă tot ascult zi de zi, zi de zi că ăla-și bate joc, nu face, și a distrus, a făcut, venim noi și punem lucrurile normal. Ăla a distrus, ăla a distrus, venim okay. noi și punem lucrurile normal. Oamenii chiar au început să creadă. Și eu cred că oamenii au avut așteptări mai, foarte mari, mai, mai mari decât Și chiar când vezi rezultatele, ești ai tendința să dai o notă foarte mică. Am înțeles. Ca cetățean. Lucrurile n-au mers, ca cetățean. Bon. Ca om de administrație, eu vă spun că lucrurile n-au mers chiar așa potignite mm -hmm. cum par ele. Din păcate... Dar ce am mers repede? Păi nu, din păcate, nu. Okay. Eu m-ați întrebat și eu vă răspund. Și eu răspund sincer. Eu nu sunt... Nu mă ascund după răspuns și vă spun și nota, mm -hmm. adică la final. Dar eu vreau să, ca nota mea, să aibă în spate o logică. O logică a unui de administrație. Okay. Ce s-a întâmplat? Deci, pe de o parte, un cetățean ar da o notă foarte mică, pentru că s-a așteptat la foarte mult și își dă seama că nu prea s-a făcut mare lucru. Dar în același timp, <coughs> ca om de administrație vă pot spune că lucrurile au demarat puțin mai greu pentru că lipsa de experiență în administrația întregii echipe care Bun. a venit pentru că s-au schimbat uh -huh. lucrurile absolut, adică PSD-ul a devenit minoritar în Consiliu, în Consiliu absolut este. minoritar da? adică și nu în local măcară. și în județean da, vorbesc de Consiliu okay. local că okay. la asta vreau să mă refer pentru că acolo am lucrat până de curând și din dorința de a face cât mai puține greșeli, s-a măsurat și remăsurat. Adică oamenii n-au știut ce trebuie făcut când au venit. Probabil că Excelție. nu s-a așteptat să câștige. Domnul dacă mă întrebați mi Dar așa ca o notă... Dar credeți, credeți că pe tanti, am eu o vorbă, tanti Maria din kilometru 5 până și da. până unde Tomis, chiar i-a interesat, că a demarat mai... Păi, i-au interesat niște astă... lucruri da. Bine, ca să spun, vă rog. tu, Măriuca, că noi ne cunoaștem okay. ne știm de timp și parcă nu Bun. Știu, nota. peste mână, așa. Nota. Bun, Hai să vedem eu, eu vă spun așa. Dacă noi avem așteptări de la primărie să facă lucruri pe care nu intră sfera și deci, la atribuțiile primăriei, atunci nota este foarte mică. Eu vă spun cum trebuie judecată. O... Okay. Trebuie judecată după buget. Păi omule, am avut un buget în care am promis că facem cu banii pe care îi avem așa. 1, 2, 3, 4, 5 lucruri, Da. Bun. S Tragem linie okay. și vedem că s-a făcut 1, 2, 2,5. jumate. Bun. M m mă bucur că Bun. ești corect. Dacă, doi jumate. dacă Bun. noi avem așteptări, că am auzit în campanie niște lucruri care da. depășeau okay. atribuțiile Consiliului Local și erau niște promisiuni cum va arăta orașul, cum se va învârti, ce activități ce, și așa mai departe. Uh, ar fi o notă de 5, să spunem. Dacă ar fi să iau strict după execuția bun, bugetară. Bun. Pentru că oamenii ăștia Constanța măcar s-au ținut. Săracă, nu, nu, nu. Baie. Nu că e săracă. Avem, Aș spune că ai, avem o administrație de nota 7. Cristine, dacă o iau după mulțumesc execuția pentru, bugetară. Mulțumesc pentru pentru sinceritate. că dacă noi trebuie, noi trebuie da. să fim așa. Vă, eu, Ce au promis oamenii ăștia da. în campanie, promisiunile okay. electorale, le dăm deoparte. parte. Promisiunile. De execuție? Categoric. Că da, îi spune buget de execuție. Categoric. Se văd în bugetul care se votează Perfect. în, în prima parte. Bun. Rep e. Dacă am. ne luăm după buget și nu după așteptări, că după la așteptările cetățenilor, cred că 3 după tot așteptările cetățenilor. Tot la 2 cetăților. jumate ne oprim, Cristine Dragoș. Oricum Vă am luat tot, tot la 2 jumate. Da. Întrebarea da. mea este următoare. Da? Nu contest nimic din ceea ce ai spus. E specialist în administrație, Ți -asc, uneori te și deranjez cu un telefon, mai no, spune și bine, mie nu, cum e. Nu, mă deranjez, Bun, nu contest asta. În schimb, am niște nedumiriri. Da? Că dacă mă omoară cineva, n-am să... Și știi că ai în față un constructor, da? da. N-am să înțeleg, de exemplu, de ce în Doamne iartă-mă păvestitul Ștefan cel Mare, da? De ce nu o făcură mai cu cap Cristina, Dragomir, bon. după emisiune te invit mai... să-ți arăt, emi... să arăt cum se lucrează în Norvegia și acolo la minus nu știu cât, da? Și a. în alte țări normale la cap. Noi Hai de să... ce ar trebui să -o, o terminăm pe aia pe da, noi nu trebuie să ne comparăm acum cu ce a, se da, întâmplă noi... în altă țară. Iartă noi trebuie să ne comparăm cu ce se întâmplă la călărași, la brăila, la galați da, și să, să vedem fi... că... Nu, 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 nu. Vreau să fiu cetățean european. Bun. Nu. Foarte bine. Atunci, fiți cetățean european. Te rog. Deci, în primul rând, noi nu avem bugetele pe care le au ei. Dar eu vreau să spun altceva vis-a-vis -vis de șantierele astea, okay. ca să fie clar. Eu în România, dacă să nu fie. se schimbă... Eu am mai spus-o. Eu am mai spus-o. Dacă în România nu se schimbă sintagma asta din legea Finanțelor Publice și Codul Fiscal de an bugetar, execuția pe an bugetar, foarte care interesant. este în 1 ianuarie 31 decembrie, okay. nu se schimbă, noi vom rămâne an de an cu bani necheltuiți. Și vă explic și, și de ce. Pentru că, okay. din păcate, în România, uh -huh. cel puțin în primul an după alegeri, dau un exemplu, în aprilie s-a aprobat bugetul Așa la este. nivel național, Așa de fapt este. în martie. Bun, și după aia. 46 de zile, aprilie. sfârșitul lui aprilie, evident da, da, 1 da, mai. Da, da. Să aprobă bugetul local, mai sunt și ei și cane, nu mm. s-au înțeles că așa mm. sunt după okay. alegeri. La nivel de viceprimar, deci când, pe cine să fapt, pun, când am se avut face și noi. întâi mai bun. bun. Întâi mai am avut Dacă demarezi și știi ce ai de făcut mm -hmm. și te miști extraordinar de repede, s-ar putea la jumătatea lui iulie să termini s-ar putea, tu 45 de zile e oricum procedura, S-ar putea la jumătatea lui iulie, dacă nu contestă nimic, dacă toți constructorii sunt împăcați cu ideea că e corect, contestă, să spunem că e uh -huh, corect, uh -huh, da? Nu ne trezim la jumătatea lui iulie că trebuie să bași cazmaua, să te apuci de săpat. Bun. Ești în plin sezon, n-ai voie până nu la Se septembrie și ce în pe de poți, da? Ei, și te trezești că asta e, acum e și criza forței de muncă, a -au venit -au scumpi, și după pandemie, s-au scumpit și așa, materiale, la, 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 la. Bun, avem o mare problemă. Deci noi nu să cheltuim te bani. Ce ar trebui, să ar facem trebui să măcar exercițiu. Eu am, eu propus, Cum țin minte, fie? când eram la Uniunea Națională a Consiliului Județene, care e al județului okay. chiar am propus să fie Cum? 31 martie, 31 martie exercițiu. Bun. Adică bun, bun, bun. bun. Am ar, fi, ar da puțin oxigen Adică, uh -huh. sau, bă, eu aș face și întâi mai, întâi mai De ce? Că măcar până la sfârșitul anului termin da. cu licitații, da? cu tot, cu și proiecte și după de aia știi anu... cum să te miști. Faci unele lucrări pe care poți să le faci iarna și când a venit primăvara, ești pregătit Cristianel să asfaltezi și așa mai când departe. Fost, când a fost PSD-ul, partidul din care da. a făcut parte la putere, de ce doamne iartă mâna a făcut asta? O știu, acum asta se poate face numai, numai dacă cum? ministrul finanțelor e de acord. El știe altfel, că așa el spune, domne, nu pot controla banii, trebuie schimb modificate o grămadă de coduri, întrepență inclusiv curtea este, de conturi trebuie să vină să verifice că altfel. Nu este singura aberație pe care o au. Toate, uit. vă spun, toate autoritățile locale au frica asta cu controlul pe exercițiul bugetar. Dacă o să vă uitați foarte de multe de, decizii, pe foarte multe dispoziții are curții și decizii ale curții de conturi se referă la faptul ăsta. Că ai început atunci și n-ai terminat în anul păi, da, da, ala, -am, și ai început și ai făcut că -am avut următor, timp, că și nu. decât să te duci să dai cu subsemnatul și așa mai departe preferă să, vă uitați, toată lumea se... Absolut toți se plâng de bani. Da, știu, toți. Știu. Dar toți au ieșit de bugetare. Cristina, da, Și cum a avut și cum păi, exact asta Cristina, Dragomir, da. nu contești le spuse de tine. Eu contest maniera în care s-au apucat dincolo de, de exercițiu bugetar, de ce vrei tu. Da. De ce, doamne, iartă-mă, nu l-au făcut pe bucăți? Sunt probleme aici și vor fi tot timpul okay. datorită faptului că la licitații, eu vă spun, eu nu sunt de acord cu cerințele astea uriașe, de suntem Uniunea Europeană, Trebuie să-i primim pe toți din Europeană. Ei sunt mai mult decât eligibili că au în Așa. spate lucrări făcute, experiență, Ii. că mai ales tot ce este pe FIDI-galben. Sunt foarte multe chestiuni pe care lumea nu le înțelege: obligații pe care ne le le-am le asumat noi ca stat, fără să ni le ceară nimeni când am intrat în Europeană, pentru mai... că erau în drafturile pe care da. noi le primeam. Nici nu comentam, le semnam și le trimiteam înapoi ca să ne lăudăm că am încheiat capitolul cred, uh, nu știu care. Da, cred că Ei, așa, și cred prin că așa urmare, prin și... urmare da. să știți că eu sunt. Uh, eu am încercat și când mm -hmm. răspundeam daraja că noi am avut mari lucrări pe chestiunea da. asta și mi-am asumat riscul de a discuta cu toți constructorii la modul serios, pentru că orice discuție pe care o aveai cu ei puteau să o interpreteze, dar eu am stat liniștit pentru că am zbat timp când n-am pretins de la nimeni nimic, nu are nimeni nu a, ce nu să spună, nu mai distam, Domne poți să o faci, Bun. nu poți să o faci, pentru că ei sunt... Cum să Cristina să spun, sunt argomir. puțin derbedei, toate firmele astea străine Ai. sunt uh, așa. S-a dovedit. Păi da, pentru ori. că vin dar și iau -au lucrarea pute... și o fac. Ei au iau puțin... o lucrare de 10 lei și o fac cu 6 lei. Da, dar ei n-au o firmă din România, re... da? Românii Asta care, e... într-o formă sau alta, au fost atrași da. în România. Iar ăștia au dat faliment de... pe Ștefan cel Mare și acum se chinuie. Primăria Municipiului Constanța, împreună cu Raja, Raja să o facă în regie proprie. Vă dați seama. Dintr -o dată, dacă Raja avea a potențialul ăsta, mai făcea și o Păi, uite, făcea. și mă mulțumesc că mi-ai ridicat mingea la ficire. Fileu, tata da, că făcea. făceau așa pe bucăți, nu e așa că era mai. No, pe nu, Putea e, să se retragă și constructorul. Se retrăgea pe bucata asta nu tot tata. Întrebarea asta cu șantierile mi s-a pus tot timpul. Eu vă spun așa. Eu mă că sunt șantiere. Doamne, iar mă, nici. Ideea este că foarte greu de gestionat din cauza constructorului și a incapacității acestora de a aduce lucrările la final, pentru că nu mai au forță de muncă calificată. Cristina Trebuie Dragomir, îmi. nu contest nici asta. E o nebunie în materie de forță de muncă cât de cât calificată, atât în construcție cât și în turi. Știm foarte bine cu ce se confruntă. Dar nu dă, bine. Ci, nu dă bine. Problema mea, repet și o să o spun până o să mi se usurce gura, pentru că sunt constructor și știu cum se face un drum, drumul ăsta putea fi făcut pe bucăți și nu se ajungea la asta. Dar hai să trecem peste. Te-aș ruga, dacă poți, și eu zic da? Dacă ar fi să-mi faci o comparație între administrația publică locală la nivel de municipiu la acest moment, da? Și administrația publică locală Radu Mazăre, la fel de bine o comparație între administrația județeană de la acest moment și administrația județeană Nicușor Daniel Constantinescu. Te rog. Da... Uh, unde, unde, ar înclina, unde ar înclina balanța? Nu, nu e vorba unde, de balanță. Okay. Lucrurile sunt destul de simple. Uh, în uh, anii trecuți, eu da, am prins da. foarte bine, eu am prins în 2002 tot în administrație, vreau da să am spun întrebat un om până care până în 2016, vreau 14 știe. ani de zile Perfect. în administrație, am mm -hmm. întâlnit foarte mulți oameni de valoare. De ceva timp, de vreo 7-8 ani, chiar Sigur, de două cicluri electorale, cam toți oamenii de valoare s-au ferit să mai vină către administrația publică locală. De ce, Cristian? Au apărut, eu vă spun ce am de resimțit. În primul rând, pentru că. Uh, nu, mai vor oamenii să aibă probleme. Sunt tot felul de instituții care te controlează, gen, anii, care screază o grămadă de probleme, screază o imagine urâtă. Sunt anii, oameni care au muncit. Ani, de au ajuns, nea, Bun. Parchetul era și înainte, DNA-ul probabil că a fost ceva mai uh, vizibil în ultimul da. timp pentru că s-a ocupat aproape în integralitate de autoritățile publice locale, locale. iar cei mai, cu cea mai mare notorietate sunt aleși locali. Da, este. și președintele, de și e, dacă e de ce dacă și parchetul, dacă okay. s-a ocupat parchetul de ei, probabil că tot acolo era rezultatul, dar atunci lumea spunea parchetul, uite ce face. Da. Nu e chestiune că DNA-ul sau parchetul, Există o parchete și mm -hmm. nu e că în urmă DNA-ul e tot era. un parchet. Era. Da? Deci nu asta este, dar sunt anumite instituții care au făcut foarte multe abuzuri de-a lungul timpului Acum. și aici vă pot confirma, cel puțin anii vă spun cu siguranță. Ș Știu că... Bun, că ce a se a întâmplă? Trup. Asta ce? A dus la următorul rezultat. Oamenii de valoare au spus, chiar dacă aveau un cuvânt de spus și aveau o idee bună mm -hmm. în administrație, s-au îndepărtat, pentru că oameni cu o carieră, N-au mai suportat, că au avut exemple, n-au mai suportat să fie tăvăliți până Ce înseamnă moment uh... de valoare? Poți să păi mâini, eu vă dau un exemplu, așa vă spun nume? eu. Când eu eram, când am ajuns pe prima oară vicepreședinte la Consiliul Județen uh -huh. în 2008, eu vă pot spune așa, cel puțin la PSD. Okay. Și la celelalte partide vă pot spune, dar alegerea era a lor, nu era alegerea noastră. Uh -huh. păi eu vă spun așa. Consilierii uh -huh. Județeni erau așa. Domnul rector Panait, rectorul de la UMC. Da, rector la Umece. Așa Doamna este. Doina Carpirea de la PNL. Așa este. Era doamna prorector. Domnul profesor Băluț era consilier municipal, domnul profesor Peride de la universitate era consilier județean, doamna, Raluca, do do doamna Daniela Țurcanu, dumneavoastră, era da, de la da, Facultatea da, de Arte. Da la Constituția în Doamna Magiru Maria care hard e, aluzea, e, e deja Doamna păi Magiru, la și de Doamna Magiru. Păi la de mi-era și rușine P să mă duc. Acum, C la Comisia de era... Cultură, nu știu cine mai <laughs> e. Era... Păi erau din toate... Mm -hmm. a, Aveam, poate, cei mai experimentați oamenii, agronom din județul Constanța. Da. Dumitru Manole. Da, da, Oameni care, domnei chiar știau cu ce să mănâncă chestia și oamenii știau. Oamenii ăia au trăit, se vedea știau, pe știau, fața știau, lor că au stat numai pe uh -huh, câmp și uh -huh. așa erau, erau construiți. Nea uh, Să vă mai spun așa, dincolo Dar... de... De Dacă oameni de, oameni, de afaceri. cum de, erau, 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 de afaceri? Pentru era un semn de întrebare. omul de afaceri la PSD. Cum? Era exemplu. Neion Dumitrache. Da. Uh, unul dintre cei mai prosperi oameni de afaceri din oraș. Era Mărcuș Ioan. Uh tot așa un, un... mare om de afaceri, era doamna Bereș. Linica Stan era Linica Stan, un om de turism. am auzit eu tot felul de discuții, dar oricum, doamna Linica Stan a pus o Transilvania să conducă nu știu câte hoteluri pe litoral. Adică, Oamenii mm -hmm. de mare valoare nu mai vorbesc că și de prin uh, județ, doamna Bereș, de exemplu de la Megidia, da. un întreprinzător acolo în că domeniul panificăției. Deci nu se compară cu cei pune... din de ziua deci, de azi pe aminte... care nu... Mi-a adus aminte? 10. Mai Vă mult de zece. De... Dacă ți-aș spune acum, spune repede, un consilier, fie local, fie În O știm, doamna profesoră repede. Bercaru, că okay. E, okay. a făcut un scandal și s-a făcut cunoscută. Asta e. Cum dar ne? să Cum? nu mai spun, că înainte, că mi-a venit în minte doamna Marioara Cojoc, categoric, uh, categoric, uh, dar nu, nu mai vorbesc de ce, ce domnul profesor cate... Ciorbea, uh, da. uh, tot de la doamna plus. Mai erau și doctor, cum era și Cătălin Grasa. Și, Drept uh, este? adică nu vreau să spun că era, o, era foarte pestriță în lumea bună. Oameni cu pedigrii. Da, cu Dacă... pedigri. Bun, Dar repet, în asta afară, e, de, acum, în afară de Nicoleta. Nu știu, în nu... Afară de Nicoleta Bercarul la Consiliul Județean. Poți să-mi spui în alt nume? Indiferent, nu, nu, indiferent de partid, de, la Cernavodă, care e profesoara, doamna profesoară de sport. Și, și, cam și, gata. Rest, și nu terminat. știu că nici nu mai mai interesat așa. Revin la Dar nevoie. să știți că de aici, de aici, părerea mea că aici ar trebui umblat la nivel de reprezentativitate. Mai nește să se uite atentă partidele la momentul la care... Noi aveam și preoți, aveam în... Era Neagică Slabu consilier județean. Stai că era Neagică, așa este. Dar cum, Neagică Slabu, un prosper om de afaceri. Nu era chiar așa un fost lider de partid? Nu e chiar. Concret, ar trebui ca în 2024 toate partidele, că e PSD, că e PNL, că e USR, că cine o fi, Da. să se uite cu atenție pe lista de consilieri și să pună acolo oameni... Pentru că noi, dacă observați, toate discuțiile sunt major, am, au am, tot auzit, domne, consilierii nu știu ce votează, li s-a băgat sub și așa mai departe. Păi eu îmi permiteam vreodată, eu că eu făceam până la urmă, pregăteam toate proiectele de hotărâri și mă duceam și le susțineam la comisii. Că nu se ducea nicușor, eu mă duceam. Păi eu îmi permiteam vreodată să nu dau o explicație. Cel puțin vă spun la Comisia de Cultură, mi-era și rușine să mă să duc. Cu doamna Magiru. Nu numai doamna Așezi. Magiru, dar gândiți-vă, doamna Magiru, domnul rector, domnul Peride, doamna rector, prorector, doamna profesoară, doamna decan de la Facultatea de Arte. Deci... Dacă, repet, dacă te-aș întreba Ce acum, să... Cristian Dragomir, da. să-mi spui niște nume, sincer și ocaziarist am niște, încerc să-mi să aduc. Să nu mai am... spunem de director, Bă, ca, cheme, ca să nu mai spunem de boia. director, doamna Pauleanu. Dumnezeu să o adihnească. Dumnezeu să o adihnească. adică Cristina Dragomir. Deci, prima chestie ar fi ca partidele în 2024 să pună în doamne, iartă-mă, oameni cu, cu pedigrizi, zic da. eu, oameni de valoare. Nu, trebuie oameni care, selecția oameni categoric. Care... Categoric Bun, selecția dar trebuie făcută une... mai... Perfect. Deci, asta ar fi o problemă. Da? În comparația dintre ad fostele administrații și administrația actuală. Dând la o parte chestia asta. Care dintre... dintre Radu Mazere și Virgil Chițac se mișcă mai repede, mai pentru oameni, mai... Dacă poți să... Comparația fac, da este foarte greu de făcută pentru de că ce? vremurile sunt diferite. Eu vă dau un exemplu. Pe vidul pe care a venit mm -hmm. Radu Mazere, dacă vă faceți aminte, Constanța era la un moment dat pe locul 1 sau 2 la ce înseamnă transparență decizională. Da. Chiar au și primit tot mm -hmm. felul de... Deci... Știu că asta este și dorința actuală a administrației. Din păcate a, a auzeam asta că suntem pe un loc Ne-am trecut și da, Alexandrie da, și nu da, mai știu ce. Dar dorință. eu vă spun încă o dată. Există uh, singurul lucru pe care mm -hmm. eu l-am constatat și cu care, adică eu cred că aici ar putea de îndată actuala administrație să intervină. Ar trebui mm -hmm. mai multă încredere, să acorde mai multă încredere corpului funcționarilor publici. Există o neîncredere în a conducerii. Okay. Am resimțit-o și eu da? cât am fost mm -hmm. acolo, pentru că nu se cunoșteau, nu îi spuneau domneștea sunt Christine în vechea administrație. Ascultați-mă. A, Ascultați a trecut puțin. un an Bun. pentru Dumnezeu. De ce? Chiar Soluțiile la probleme cel mai rapid vin de la oamenii din interior. Da. Și o spun asta cu toată sinceritatea. Am lucrat cu oameni, sunt de acord că sunt și unii care probabil că nu pe și pe merită locul, dar dacă îi ascult, s-ar putea. Dacă sunt multe lucruri pe care. Dacă, uh -huh. cum să spun, dacă ar asculta, probabil că nu ar intra în niște clinciuri și niște, uh, cum să spun eu, o presiunea asta și în circuitul ăsta al cârtilor și așa dragomir, mai departe. Pe Maria, din kilometru 45, o dare la bască de că nu-i place alea, da. pantofii celele. Chiar nu-i interesează, interesează fapte concrete. La fel de sincer cum te știu. Da? Da, și am, am, nevoie, asta, am nevoie de, o, de un răspuns. Să mai spun punctul și ceva. Și încrederea asta, sau lipsa de încredere, mm -hmm. mai degrabă. pentru că se simte, am văzut și în media, am văzut tot felul, da între se... conducere, adică primar, city manager, că asta este conducerea, mm -hmm. și politică, adică viceprimarii. Nu se poate să nu ai încredere în viceprimare. Adică Uite că se la... poate. Băi, da, dar da, atunci te poate. trezești, te trezești că Cristine ai un voi. vot politic... 100% împotrivă. Mai... Pentru că observ că da, se da, poartă rog. chestia asta cu da, sabotajul, da se poate... sabotajul politic. Dragomir, la da. ultima ședință de Consiliu Local, în 30 da. mai s-a întâmplat o chestie de a ne-am cruci cu da, toți Da, pe da? asta spun. Deci, un proiect inițiat de primar PNL, indiferent cine ce spune, el a fost da. votat pe listele PNL. Că dacă Categoric. vota independent, îți spun eu că nu e așa. Da? Bun. Deci, un primar PNL. Sau poate ieșea cu voturi mai multe. Nu știu. Da. Da. Până una alta a fost pe listele pnl Da? da? Deci un primar PNL a inițiat un proiect de, le un proiect de hotărâre. S-a da. Da? intrat la vot. USR-ul a votat împotrivă, a zis-o de, priv... deci, zis zis de, de prima dată. Au zis-o de prima dată. Treaba lor au votat împotrivă. Așa cred da? că o să ia votul. Și cu PNL, ul partid din da. care, băi, măcar teoretic, se abține și votează cu da, primarul spun. PNL, consilierii PSD. No. Eu de. Eu o nebunie cu chestia asta, cu uh, șantajul ăsta pe votul politic. Pentru că asta este un șantaj. Nimeni, nu, ei nu stau să citească proiectul de autor, Eu vă spun, dacă ei au la de întrebări pe majoritate, ei adică, adică nu știu ce i-au votat că în potrivă. Adică vrei să votează și habar da, păi așa, cam așa, cam așa, 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 așa se traduce. Așa. Pentru că eu vă spun ceva, nu pot din 29 cu, cât? 9, cu 11 sau cu 10, din 19 consilieri, USR și PNR, da. mă, unul să nu fi citit proiectul ăla ca să-și dea seama Până că de nu fapt știu, e nicio, dar nu, cumva eu nu e comand... nicio nu e nicio mandră, cum spun ei, alu... dar, dar, dacă, dar dacă li s-a dat ordin de Bun. la partid Acum, hai să vă mai spun că de am la PNL, eu. să le spună PNL. bă, nu-i votați sau abțineți că Eu nu vreau să fiu ipocrit, să știți că That's... și eu când eram secretar la a, PSD la făceam și noi ședințe înainte când, pe proiectele importante a, care a, a, erau obligatoriu ca, deci erau proiecte care necesită Sitau o asumare. Da. De exemplu, un înființare, când am înființat nu știu ce societate de PPJ care să administreze domeniul public, okay. în ideea de a recupera TVA-ul, de a ne mm -hmm. mișca mai repede mm -hmm. la licitații, să facem mai multe lucruri. Bun. Și atunci am explicat de ce trebuie. Am avut discuție la partid, am hotărât în cadrul partidului că pe proiectul ăla uh, votăm așa da. și fiind la limită voturile că și atunci mai ales în primul mandat da, nu era nu era chiar așa o de După aia a fost. Am da. convenit că cine nu votează va fi dat afară din partid. Așa. Bun. Dar nu se întâmpla la fiecare proiect, Dar explicam de ce. Eu am spus acum, vă spun, de exemplu, și cunosc celebrul proiect a. care toată lumea spune că primarul Chițac cu Că baronul Dumitrachi. PSD, Ai Ion Dumitrache nu știu ce fac. Eu nu, eu e e tâmpenie spune. că nu are, de treabă, e o tâmpenie? Zonei, nu are nicio treabă nici cu zonei, nu are nicio treabă nici există. Nu are, Bun. De este și investiția Bun. lui Ion Dumitraciu probabil că Bun. se va face. Acolo era vorba doar Bun. de încă o dată, deci, încă o dată se deci se va face păi până se va face, ei n-au votat să nu se facă. puzul au votat. Au votat acum era vorba doar ca un o parte, un din domeniul, deci să treacă în administrarea confort Comfort urban, urban da. doar ce în, ce pri, în ce privește șoseaua Soseaua. de coastă astfel încât Alee, să poată să, să, să facă accesul, aia. să se asigure okay, accesul bun. bun Că vor ei acum, că nu vor accesul tot va trebui să fie la șoseaua și de coastă că trebuie să vină pe undeva va construi. Bun, nu okay. oh, știu că nu dau eu autorizația nu, să aștept dar eu, eu din ce am urmărit da. și am citit proiectul nu are treabă cu investiția are treabă strict cu... Dar, da, n-a zis nimeni care are treabă. Bun, are treabă strict asta. cu accesul, adică accesul, din prelungirea bucă, ca să vii, ca să nu. fie accesul mai ușor. Dacă da, nu, atunci da, o să facă puțin da, dacă nu da, dacă -ai acces, nu e așa Nu, că acces nu. este, domnule, că acolo se merge, nu. acolo e drum. Bun, da, dacă acolo va fi șoseaua de coastă. Bun, Bun dar dacă nu ai șoseaua aia, dacă nu construiești aia de 5 metri... Bun, atunci da, mergi până în capăt, până la plaja nu când Ai dreptul să construiești? nu, ai dreptul să construiești Chiar dacă nu ai drum. nu, are drum. Drumul este. Este exact ca la autostradă, de exemplu autostrada există da. și vine să descarcă la Gija. Uh -huh. Madan gâju vrea ea o breteală acum până Am da? Am înțeles. Ați înțeles? Și se facem? luptă de 10 ani și okay. o să facă o bretea. Mai dar să știți că autostrada spus, a funcționat da. și fără să aibă gâjiu breteaua. Da. E mai același per... lucru se întâmplă. și Mai pe aici. românește a spus dacă Nea Ion Dumitrache vrea să devieze așa, se Nu vrea poate. să devieze. Nu ideea este, să devieze. Nu, ideea nu. este ca drumul uh -huh. să... adică să fie accesul mai ușor din Am oraș înțeles. către... Bon, nu vrea, Dacă nu o să voteze consiliere, accesul tot va fi că eu vă am dat exemplu cum până de ce, da. este exact același Aici, lucru, da? da? Eu exact. înțeleg pe doamna Gâjiu, că e mândria ei, eu știu că m-a bătut și pe mine la cap, ia, Am fost că la tot, minister. Ia tot Nu, rătea. jos ba, pălăria, nu, ba. jos pălăria. E mult mai comod și mai economic pentru oamenii de după. Ce din e mai comod și mai economic pentru Ion Dumitru? O, știu, Pe unde o, să fie ăla? Nu contează, domnul, eu vă spun Bun. ceva. Bun. Eu dacă, eu nu m-aș crampona în chestiunea dar asta nici nu și cred că nici. Doamne, eu să, dacă aș fi fost investitor, nici nu aș fi, aș fi lăsat lucrurile de la sine, să nu credeți acum Christine că și-a pus în cap, Christine. eu vă zic așa, la cum îl cunosc da. eu până eu, da. treche, dacă își dorea erau câte voturi erau nevoie? Era nevoie, nu știu, erau era nevoie de 20 de voturi, 20 de voturi erau. Nu și-a bătut capul Mimeni și cred nu -și că nu-și nu bate capul, capul. Dacă nu se întâmpla minunea aia de vot. Nu, domnule, asta este Deci o... minunea aia de vot Eu a ridicat spun... semne de întrebare. Am mai avut o discuție... Cum adică cu consilierii mei se abțin bon. la proiectul Acum, meu? Să vă mai spun este evident pentru toată lumea că din 2020 există două agende separate publice, una politică, da? care se face la sediu de partid adică la PNL, una PNL constanța, da, și, și una administrativă care se înțeles. face la primărie și la Consiliul de păi da, da, Este volvo. evident că, Cristina. la, înainte ele se suprapun. Dar nu se poate. Din păcate, păi da, da, din păcate, din păcate, okay. Se nasc chestiuni din astea, care sunt niște controverse, care, pe de-o parte, nu mm -hmm. că nu rezolvă o problemă, că ea se va rezolva în viitor apropiat. Că vă zic eu, dacă o ia, deci de putem exemplu, să la... vă dau un exemplu, dacă mm -hmm. se dă la CNADR, să spunem că o ia ah, drumurile da, naționale. Da, da, da. Păi imediat, drumurile naționale, apac, a făcut, a expropiat, la revedere. <coughs> pe aici a și face. la gare. Deci perfect. nu există că nu se va face, dar să știți că ce se întâmplă. Toate discuțiile astea, pe de-o parte, scad. Foarte mult. Oh, face, să spun eu, uh, face foarte mult da. uh, rău. De ce? Lumea nu mai are încredere în administrația păi publică locală. Încredere, păi nu, dar nu e acolo, Cum nu e, iată, e nicio măgărie. Eu înțeleg că Nu la asta știu. Chiar, nu știu. Nu este. Don, nu, ca... nu sunt avocatul nimănui. N-am discutat cu nimeni. Nu este. Dar nu se poate. Nu eu l-aș critica pe primar pentru altceva. Nu pentru. pentru ce asta. Cristine Bun, am eu, dacă o să vrei o să facem o emisiune odată. <coughs> facem o emisiune separată de Dar picio. Nu pentru asta. Bun, nu pentru adică asta. Adică nu are nicio Bun. Atunci, de ce consilierii PNL s-au obținut? PNL obținut? PNL obținut? să întrebați pe ei, că cred că nu, nu știu. Așa, acum. A, cred că nu cred că știu. știu. Încheiem în prima parte cu această, cu această concluzie. <coughs> Habar n-au consilierii care, de ce s-au obținut, care s Eu cred că nu știu de ce s-au obținut. Că nici ei care au votat, nu știu. Care au votat? Aia e PSD-ului. Da, cam Din puțin am știu că au fost asta. decât 5 voturi. Păi nu e atât, că unul a avut un da. deces, unul... De da. Dar ei cinci au votat pentru... Deci nu contează, Cristina că se poate Dragomir. vota data viitoare. Continuăm discuția, pauză, publicitate, revenim. Am revenit la am alături de mine în continuare pe Cristian Nel Dragomir. Cristian Nel Dragomir, concluzia mea, de da, la ce ai spus înainte și pornind de la întrebarea care ți-am adresat-o, domnule, când a fost mai bine, care administrație este mai bună, e că cred că tu ai zis că nu se pot compara, că da, datele, nu se pot datele, fost și alte vremuri. sunt altele. Dincolo de aspectul ăsta, e mai bun, e mai bine ce se sunt întâmplă Sunt niște acum. lucruri care eu aș mai puncta un lucru cu care absolut nu sunt, nu sunt, de acord absolut deloc cu ședințele astea online. Eu nici în pandemie o, nu le-aș fi e, ținut e, -ne pe noi reprezentanții Le țineam prezii. cu mască, cu test, PCR și așa mai departe, cum s-au făcut întâlniri pe peste tot. Guvernul nu se întâlnea Ba, și da. guvernul făcea online. Ba, da, nu. Da. Deci sunt niște chestii la pe care. Bun, deci, de oamenii ce nu face? Sunt altfel responsabilizați când sunt acolo, altfel discut cu ei, poți să le dai o explicație Christine altfel dragom, decât online. De Că te uiți în ochii unui om este cu totul altceva. De ce continuă să facă? Nu știu, nu inclusiv, pot să răspund, inclusiv eu, ședințele da. de comisie. Doamne, da, iartă, mă bun. dacă și comisia o face online. Sunt niște online, chestii cu care și eu n-am ședința... fost de acord, cu care n-am. adică nu le-am susținut și nu le-am înțeles. Este frică? Nu, nu pot să răspund eu, dar. Domnule, acum eu vă mai spun ceva, că am fost și consilier Pero... local. Domnule, la Consiliul, ședințele de comisie, mm -hmm. nu trebuie să vină primarul, domnule. Vin ca directorii care au semnat referatul da, de necesitate da, și care da, știu da, și care lucrează da. proiectul Bun. Pentru că direcția o, o direcție de specialitate lucrează proiectul E da? un comisie. proiect de buget, lucrează direcția Păi vine directorul economic împreună cu șeful de serviciu și răsp... <coughs> stau acolo și Consilier răspund la absolut toate întrebările ceva da. ne... Și răspund la toate întrebările Deci e altfel, una este când mai e nevoie de un document, îl aduc Nu că stați că vă trimit pe mail răspunsul că Sub masca asta, digitalizare. Nu, domnule, dom nu, nu, nu asta nu. înseamnă digitalizare. Digitalizare da. exact înseamnă cu totul altceva. Da. Deci nu ai idee dacă este teamă de presă, dacă are, nu știu, eu fi, nu dă ochii cu... Apropo, oh, apropo... Nu, apropo, nu cred apropo. că e teamă de presă, că asta cu presa... Da, dar ea nu mai poate el. Ok, mulțumesc. Nu că nu mai așa poate este. el, dar nu... Okay. Presa A, atunci, oricum te întreabă, atunci, atunci, oricum am văzut că e destul da, de vizibil, să este. mai duce la va. Nu stai de vorbă cu ai tăi consilieri, revin cu cei de la PNL. Eu am înțeles că nu au vorbit. Bum, Atunci, nu cunosc cum, doamne, am astea că nu m-am ocupat, okay. dar uh, cineva se ocupă sigur de relația cu consilierii. Probabil că se ocupă viceprimarul, probabil. Nu știu. Eu nu sunt da, ce face nu eu? Știu. Nu știu. Intră -l în birou vă... la primar, îl întreabă, două fugă la consilier, eu... pleacă de la consilier, două fugă... Ai, domneze, Zoe, care de-a Sincer... Uh... Da. Eu i-aș fi acordat mai multă încredere lui Ionuț Rusu. Acum poate sunt subiectiv. Nu știu. Nu poate. am o relație, să spun, da, specială, dar, dar omul cel puțin e bine intenționat și sau asta este impresia ac mea. Ac acum, ascultându-te... Nu pot să spun altceva. te n-aș vrea să fiu în pielea lui Dar nu, că nu sunt păi... eu la care să-i fac bine sau rău lui Ionuț Rusu. El e un băiat de pe picioarele ceva. lui, dar eu spun personal ca și Ionu. impresie implicat dacă pe un subiect, dacă Dragomir, pleacă... Eu nu pot să-mi scot din, 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 ochii minții imaginea. Viceprimarul, de se se vorbească cu primarul, o ia la fugă, vorbește cu consilierii, pleacă de la consilier, se... doamne, dar nu se pot întâlni pentru. Eu știu eu din informațiile da. mele că primarul Constanței nu s-a văzut consilierii PNL. Da? Păi ce e asta? Cum conduce? Conducem după. Nu Apropos, să și ultima, în locul... ultima întrebare legată de, de primărie, să continuăm. Da. Din punctul de vedere al lui Cristinel Dragomir, omul care a lucrat o perioadă acolo, din punctul de vedere al lui Cristinel Dragomir, omul cu o experiență extraordinară în administrație publică, la momentul ăsta, dacă și întreba, cine, Doamne, iartă mă conduce primăria Constanța? Vergil Chițac sau Felicia Ovalizia? Păi, eu o să fiu categoric aici. Primăria este condusă doar de primarul Vergil Chițac. Dacă Cristina Dragomir spune asta, eu am dubii, lumea are dubii, e condusă doar de primar. Să fie așa, atunci nu cred că se scapă să... ceva din primar. Eu, la cum okay. îl cunosc pe. Deci, nimic, nimic. Le nu cred le că le știe ceva. pătatele. Bună, eu cred că nu se întâmplă nimic fără știrea lui. Domnule, așa cred eu. Poate fi de bine, cum la fel de, la fel poate fi poate de. Poate prea mult, că din cauza asta nu cred că are foarte mult timp să stea mai mult pe la București. Că un primar are ca și ca principală atribuție să creeze buget. Ca și, un și, bugetul n-ai de unde. Îl faci de aici, din ce nu, ai, nu. dezvolți care, dacă poți. După care te duci, te duci, și bați la uși la București. Da, Așa? Să știți că secretul lui Bolojan ăsta e. Luni, marți, miercuri la București. Așa. Joi-vineri da. e... Toată lumea, da, asta pentru că are Primar, un aparat prim, care funcționează. Primarul nostru nu este și, dacă vrei părerea da. mea să spun, nu este pentru că, de fapt, și de drept nu este agreat de, de penaliști. E dacă complicat, e complicat pentru că la București, dacă vrei să influență, nu poți să influență decât pe linie de partid. Din păcate, știm cu toții că a avut un eșec acum la o funcție. Doamne, de 129 de puncte pe da, doamne, de doamne, voturi, scuze, 600. Doamne, asta este, dar genai, să știți că, ca contracandidat, da. a fost totuși un dinozaur al doamne, do Dar asta a câștigat ăla cu acel, e... cu, acel cu acel... Nu, haideți să vă mai spun că nu Christine e o tragedie. Nu, a un puțin. de deci ce vă dau voi, un exemplu? Că și voi făceați la fel. Păi și noi am pățit la re... fel. Chemați lăutarii? Nu, 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 nu dă lăutarii. Să știți că Nicușor Constantinescu era un tip cu o popularitate foarte mare în, în rândul PSD-ului. Era cunoscut, cred că, de absolut toți membrii PSD din țară. Și cu toate astea, când a candidat la o funcție de vicepreședinte, a pierdut. Deci, dar asta este. Adică, eu, eu îmi dau seama că nu e un capăt de țară. Dar uh, influența la nivelul partidului, bun, după aia și-a manifestat-o altfel, fiind secretarul unei cgr ului da. Deci, s-a găsit altă pârghie. Dar pârghia politică pe în războiul politic, am pierdut și noi organizația Constanța când am avut un post de vicepreședinte. Contest, Ceea ce nu s-a întâmplat nu când a fost vorba de Radu, de până candidat. Dar da. asta este situația. Radu, de exemplu, n-a vrut să fie vicepreședinte. Sunt convinsă că dacă voi ieși așa. E, eu nu Pro, sunt așa problema... convins, pentru că votul politic e destul de complicat. complicat. Dar bine, era la, 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 cazul alta. Dar Pitac... asta este, adică cum să spun, te da. pune pe gânduri, trebuie să găsești da. alt mijloc ca să ajungi acolo. Doamne, iartă-mă, chiar crezi că avem. Vreți să vă spun ceva, trebuie rom. folosită pârghia PNL Constanța. Dacă nu înțelegem, până la urmă, Huțucă este uh, președintele Comisiei de Buget Finanțe din Camera da. Deputaților. Mm -hmm. Adică... Dragom, și a, uh, ți, se comun. pare, ți se pare că pârghia PNL Constanța se dorește a fi apăsată? Mie nu mi se pare. Nu știu, dar eu, eu Mie am spus mi se nu. pare că este o luptă, nu știu dacă luptă. Da, exact asta am spus. Ar trebui folosită această pârghie, pentru că pârghia politică se pare că nu. Și să vă mai spun ceva. Păi noi avem un prim vis sau un vicepreședinte, noi. Uite-ți-o Constanța, pe Organizația PNL, are un vicepreședinte la nivel național. Ar fi fost greu. Că eu știu cum discută și de țară. Cine sunt ăștia de la Constanța să aibă ei doi vicepreședinți? Pentru că actualul prefect din este este vicepreședinte, da? Este. Nu se vede nici pârghia asta folosită. Mai ales că Coșa, foarte bun prieten cu Bogdan Huțucă, ar Ești, fi trebuit... Doamne, iartă-mă, provin de unde provin. Amândoi? Păi nu, dar trebuie, acum ar, trebui, nu fi... ar trebui aleși locali Cristina, să Dragului. bată cu Cristina piciorul Dragului. în prag și să le spună, din bă, fraților. Meu, din punctul meu de vedere, în PNL Constanța, nu că n-ar fi și în alte partide în PSD, spre exemplu, dar acum vorbim de PNL, există trei grupări. Gruparea lui Bogdan Huțucă Septimii e bine că în PNL sunt si, si, trei grupări În, în PSD, PSD sunt mai multe PSD nu prea există la nivel <laughs> judiciar. Deci gruparea lui Bogdan Huțucă Septimiu Băurceanu Și prefectul Coșa Da? Gru Nici nu știu dacă pot să-i spun gruparea lui Vergil Chițac Chiar nu? Vergil Chițac și Felicia Ovaleziar că vor că nu vor Vergil Chițac e primarul municipiului Constanța Dacă din ei nu înțeleg PNL-ul dacă nu înțelege, nu înțelege și înțelege. nu se trezește Bun, indiferent cât de dificil ar fi să lucrezi da, cu Virgil da, Chițac, da, că da, tot aud da. chestiunile astea. Nu. Ei trebuie să înțeleagă că Virgil Chițac este primarul municipiului Constanța. Dar n-ar trebui și primarul municipiului Constanța să înțeleagă A, că ca e și primar sprijinit fiind de PNL Constanța. A, adică n-ar trebui tot zic și eu. Eu spun că da, dacă îmi spune lumea eu. cine mm. e primar, nu spune că e primar PNL. Lumea spune, Chițac e primar. E, Doamne, dar cum a luat-o? Cum, da, luat cum a luat-o? Aici o de putem val... discuta eu am o. Altă... Perfect. Deci, ce mazăre a... era, mazăre primar și ea toată lumea. Drept După e... aia că e de la PSD. Bun. Deci, ați sa prima grupare, a doua Virgil cu, da. dar nu știu dacă e politică neapărat, da? Și a treia, din punctul meu de vedere, Mihai Lupu. Poate mă înșel. Pentru că nu, și Mihai Lupu este altceva decât. e, e de noaptea mie. Da, -a. Mihai Lupu, în schimb. C ă te rog. Se vede că are ceva experiență, da, se vede că are ceva da, relații da. cu Ani, la București, că se de, mișcă de, de, și nu stă cu să se plângă și nici să intre în clinciuri. Își vede Ei, de treaba lui și o să vedeți și rezultate mai... deci se mișcă Din Consiliul Județean? O, eu, ajută, eu văd, văd eu care acum sunt la Consiliul okay. Județean, văd okay. o Dragom. diferență. Iar te întreb, comparație viteză. între actuala administrație județeană, fostă administrație județeană și o să spun de ce. Eu am, am, nu am suferit. pe mine m-a deranjat foarte tare că nu s-au continuat niște proiecte, niște programe de pe vremea lui Nicșor Constantinescu. Le știi și tu, referitoare la copii. Pe mine aia e mai interesat. Ba da, funos ele coamenii, se știi, continuă, știi, dar s-au reglementat. Se mai puțin. aduc copii. Nu, nu programul estival s-a închis. Cristina Dragomir, cunosc da. oameni. Sat da. Comuna, da, comuna Comana. Da, trebuia o altă sată, formă, taru, da. Comuna Comana, da. da care și acum aș aduc aminte și spun, da. eu am fost la plajă și m-am dus și m -am... De ce nu s-a făcut? -a? De ce nu se cumpără? Da, știți ce se întâmplă? Sunt unele Vorbim lucruri, de copii. Sunt unele lucruri okay. care se pot face pe perioade lungi, sunt unele lucruri care se pot face în anumite uh, Brune, perioade. nu s-au făcut deloc pentru Deci, uh, eu vă spun ceva. Okay. Eu, uh, toate acele programe, de exemplu, programul la Estival, în care erau adus toți copiii din mediul rural. Aia m-a Deci, mai... eu copii. o să vă da, Copii. Eu vă spun că programul ăla se poate face, numai că păi, necesită, nu un fac? efort, necesită un efort extraordinar din punct de efort... vedere al... Nu, trebuie un efort uman. Deci, acolo A, deci se ocupau de bani. foarte mulți oameni, Perfect. banii Perfect. sunt foarte puțini. Să se numai că, numai că trăim de... alte vremuri acum. Da, nu, nu nu accept asta. Înainte că se găseau de soluții de să fie recompensați și funcționarii publici erau pe rând, săptămână da. de săptămână, stăteau de dimineața până noaptea la 12 când plecau Păi și așa ce? se găseau soluții pentru două, suplimentare, O lun, pe luni. Eu vă spun că nu Dumnezeu. e chiar așa simplu. Se pot face. Deci, eu... dar, dar dacă ar exista voință, s-ar putea, da, face. putea Bun. face. Da, face. Uh, uh, nu știu, să mai se dau? Fac, se fac, se mai fac. Nu se mai fac aceeași... cu, cu ritmicitatea aha, cu care aha, -o făceau, aha, așa, se făceau, dar se fac. din când, când se dau. Am uh, tot din când în când. Nu prea acum mai sunt ceva uh -huh. probleme cu, din câte știu, eu, cu abonamentele astea gratuite, cu sunt, transportul, sunt. pentru că s-a încercat de reglementarea la nivel național da. și mai bine lăsau cum să spunem, naivii, ca să așa. nu folosim alt cuvânt, așa. autoritățile locale să se să descurce cum se descurcau înainte, că acum nu mai pun nici autoritățile locale, pentru că există așa. reglementare Mi -mi -mi la nivel național la Mi -mi și reglementare la nivel, la... La nivel no. național așa. încă nu au apărut așa. normele așa. de administrare Aici ar trebui parlamentarii să stea la masă și să găsească o soluție. Știu că s-au făcut valuri. Nu pot să vorbesc cu parlamentarii pe spună. Se cunosc problemele. Știu că au fost intervenții ale parlamentarilor. S-a făcut puțină gălăgie că de era presiunea copiilor. După care, nu mai știu unde s-a pus că n-am urmărit-o nicio. Domnule, eu știu ce înseamnă cel mai ușor. Și înainte veneau ideile, dar să iei un lucru, da. să-l pornești de aici, să-l duci până la capăt, este cel mai greu. Cristina, Cineva vede. trebuie să-l urmărească. Am o amică care are doi băieți în da. varul, din valul 3, da? La momentul acesta, cei doi băieți sunt ambii studenți. Dintr-o familie de oameni. Nevoie da, și așa au fost sprijiniți da? în perioada aia. Au fost sprijiniți și cu burse, cu ce? și cu, cu bursa, cazare cu, cu, gratuită, copia, și cu bursă la liceu, aceia, cu, transport da? Da? cu transport gratuit. Copiii aceia vor fi recunoscători toată viața lor. Dom'le, nu pentru... trebuie pentru... să fie recunoscători. Ba, s au da. făcut un lucru... Cristinel Dragomir, nu știi noi despre ce vorbim. De niște noi oameni Noi suntem mulțumiți că l-am făcut. Eu, de exemplu, mă duceam... Țin minte, era aula la pavilion, era plină. Când se dădeau bursele, eu am fost... Nu știu dacă am ratat un eveniment. Vorbim, și ne uitam așa eu am, eu am trăit, eu am trăit momente, inclusiv faptul că noi ne duceam și făceam acele careuri la țară, când ne dădeam bursele. Nu eu am trăit momente când mergeam într-un careu dinar, mi-aduc aminte odată, cred că eram la Tortomanul. Uh -huh. Și un, un copil a luat premiul întâi, le de dădusem pentru că era pă, două luni de zile Așa. și era câte 600 de lei am de locul de... și când a luat plicul, s-a întors, a desfăcut plicul și a numărat banii, că nu i venea să creadă că sunt 600 de lei în plic. Eu am văzut cu ochii mei, ce să spun, mi-au dat lacrimile acolo. Dar nu asta este important. Important era că dădeam un exemplu. E foarte a, a venit important. după aia, știți, că ne-a luat curtea de conturi și am început să le trimitem cu mandat postat. Sunt copii în satele și comunele acestui județ care... Nu pot să merg copilul ce, ce este, mai Copilul înțelegea că este munca lui. Trecem, și ambiția lui. Trecem printr-o perioadă no, de, de să vă criză. Știi, 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 a venit? Domnule, chiar nu te poți duce, Cristinel Dragomir, luni la Consiliul Județean, la domnul președinte, să bagi la ușă să spui, domnule, eu am fost la nebuna aia de măriu care emisiune da. și m-a tocat toată emisiunea da, nu, nu, să eu... facem ceva pentru copii. Bun. Să știți că deci, eu am avut discuție cu președintele, nu numai da. pe subiectul ăsta, pe mai multe subiecte și. Uh, eu vorbesc de copii, ieri a, ier a fost ziua lor. Despre, <coughs> despre deosebire de. Adică eu <coughs> Ce am găsit eu acolo? Da. Dincolo da, de fapt, da. vorbesc de relația mea de amiciție personală. Există deschidere, înțelegi, pentru păi, orice problemă. Păi, hai, Cristina Dragomir. Bun, uh, din păcate. Ce faceți? Să știți că la nivelul consiliului județean situația este mai grea decât atunci când A, eram mică? eu pentru că s-au tot tăiat din veniturile astea către Consiliul Județean. Da, da. S-au tot dat atribuții dar fără să se dea sursa de finanțare. Mai avineau, dar, dar... dar bursele, care bursele cel, se dau. Cel, nu? Cel mai nu, bursele bun. se dau. Care da. este cel mai bun primar și cel mai bun președinte de Consiliul Județean? la care luni, marți, miercuri stă la București da? 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 Se bani. și vine și el da. joi și vine să știți și că să m, Eu cred că se vor vedea anumite lucruri. Cel puțin există asociația asta de dezvoltare durabilă care a început să Care se mișcă acum Acum am avut o discuție uh -huh. cu președintele miei care vrea să dubleze, cel puțin pe dezvoltare locală, vrea să dubleze această agenție, asociație de dezvoltare durabilă cu un departament în cadrul Consiliului Județean tocmai pentru a exista o coeziune, dar coeziune mai puțin și o corelare. Da. Astfel încât da, de... fiecare proiect, și eu vă spun că este o Înțeles. idee excepțională, și eu de asta okay. și m-am dus acolo deci să sprijin proiect... chestiunea asta, astfel încât fiecare proiect, să fie dirijat către cea mai ușoară sursă de finanțare Am de a se obține. Nu neapărat să stea toată lumea pe Angel Salim sau pe nu, nu știu ce. Mai Doamne, sunt și astea sunt să... proiectele inventariem de tu... și îl dirijăm unde știm că avem pârghii. De turism în județul ăsta vorbiți, Hă, pentru că eu în Constanța, nu, nici după, nu cum bine, nu cunosc, după, după cum bine, după cum bine la noi turism se face numai la Da, ce Mamaia și da, Avem un județ frumos. Nu, din păcate, Aici este un punct foarte slab. S-a încercat și acum vreo știu, 20 de ani, știu. dar n-au existat. Știu ce, doamne, iartă, știți, ne-am ne păcălit aici. cu nu știu ce asociație de știu. De promovare și așa mm. mai departe. De ce? Este simplu, lumea vede, bă, cum e afară. Afară, autoritățile locale promovează. Bun. Și au pretenția că și la noi autoritățile locale să promoveze. Dar să știți că afară. Cristina. Altele sunt altfel se strâng banii la autoritățile locale pentru că există autoritate într adevăratul în sens al cuvinte. Există descentralizare în păi ce coleg? să vă spun că la noi Constanța poate nu lumea nu știe, Constanța este județul cu, cei mai, cu cele mai multe unități foarte mari. Vorbesc da, de unități da, Nu, 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 de uh -huh. teorie. Eu vorbesc de unități economice. Cele mai multe unități foarte mari, dar asta este un dezavantaj. Bun. O Județele, s-au dezvoltat mai mult județele care au unități foarte mult medii. Bun. De ce? Aici avem Cernavodă, care totul se duce la București. Da? Avem Rompetrolul, totul pleacă la București. Avem, bine, mai ce mai rămâne la Torină? Portul pleacă la București de de Eumangalea totul pleacă la București. Terminalul la București. Perfect. E, și rămânem cu agricultura și cu turismul. Turismul două, două luni și agricultura. Turismul cam două astea luni sunt, pentru că nu vrem să le extindem Cam astea la sunt sursele Cristinele de finanțare Dragului. din care, atenție, Dar noi lumea... Noi ne-am restrâm pe două luni de ca nu să cedez. Lasă-mă să termin. Te deci, fie, ca să, înțe să înțeleagă, poate înțelege lumea odată. De unde vin banii la autoritățile locale? Cotele defalcate, da. din, deci de, la da. ce se raportează la nivelul direcției județene. Okay. De asta, în toate statisticile, noi suntem pe locul mai jos decât Sibiu, decât nu știu care. Da. Dar noi, de fapt, suntem numărul unu după București. Dar... Ceea ce se raportează direct la bugetul național nu contează în ecuația asta. E adevărat că n-am avut cum să ne dezvoltăm aici, în afară de turismul ăsta două luni, trei luni, hai, trei luni să punem, trei luni, și de agricultură, Constanța este eminamente agrară și turistică. Industrie mai puțin, industria este clar în aceste Cristinel, mari, mai e spitalul, și unități Dragomilor, mai sunt mai mari? Eu nu contest o secundă ceea ce mi-ai explicat. Da. tu. Eu întreb un singur lucru. De ce mama naibii Eu am un coleg de presă care spunea la un moment dat și am zis, chiar are dreptate, da? De ce nu se face un circuit al cetăților romane de, pe, pe da? Dar există ba, programul de ăsta. ce? Există, oh, există de vreo 10 ani. De ce nu se face un circuit al cramelor? Din, că, că avem, doamne, hai avem. Să vă zic eu de ce făcut. nu se face un circuit vă spun auto? Vă duc hai eu să în zonă. De, de, ce, doamne, oh, nu face, nimeni Ce se face? Fac. Nimeni să nimeni să și eu să văd ceva concret. S-au făcut și da. materiale publicitare, s-au făcut panouri, da. s-au făcut o da. grămadă da. Nu de lucruri. Dom'le, acum hai de să vă zic ceva. Te în rog. afară de cele două, trei luni de, de, vară, de vară, când se duc turiștii, nu se duce nimeni. nimeni. Dar poate e și vina voastră. <laughs> Mai am puține minute da. și nu vreau Bun, să nu rog. să scap niște. Ultima întrebare uh, legată de, de Consiliul Județean Constanța cel care, instituție care are în subordine Raja, ne-a explicat, știm despre ce este vorba și mai are o, o instituție, are ajdp ul Proaspăt și din insolvență, toate bune și frumoase întrebare. Cristina Dragomir, crezi că se poate face ceva normal într-o regie în care se schimbă trei directori într-un an jumate? Da, se poate face pentru că regia și când a fost scoasă din insolvență, nu. N-a fost scoasă din insolvență datorită managementului extraordinar pe care l-a făcut nu știu cine administrator Dar nu despre asta vorbim. S-a făcut pentru că a băgat Consiliul Județean bani. Categoric, da. Ca să scape din insolvență, a băgat bani. A avut un loc să dezvolte altceva, a băgat bani. Dacă mă întrebați pe mine, au fost patru ani de politică falimentară și pentru Consiliul Județean și pentru regie n-a fost un plus ca Suntem să aici. Era mai bine dacă era în insolvență Dacă mă o, întrebați da. pe mine și... Da, era mai bine Așa, Pentru făceam? că își vedea de dezvoltare Nu am plătit dările pentru că Bun. Nu e o șmecherie asta Perfect. Asta nu e o jmecherie. Dar Ai, să știți asta că Asta este nu, o atare nu ca atare și Nu cunosc că am Nu, e acolo. întrebarea pe care o pun specialistului în administrație. Ce, Doamne iartă-mă, poți să faci cu o instituție din subordine în condițiile în care se schimbă trei directori în Eu vă spun așa. Da. Regia județeană de drumuri este administratorul drumurilor da, așa drumurile ești, județene. Drumurile județene sunt așa date ești. în locație de gestiune, mm -hmm. sunt administrate mm -hmm. de către el. Dacă drumurile sunt administrate bine, atunci rolul... Aceste instituții înseamnă că a fost stat în scopul și rolul și l-a făcut de nota 10. Dacă noi, care circulăm pe drumurile județene și comunale, pentru că foarte multe comune le au și date în administrare, da. înțelegeți, dacă ele sunt în regulă și cetățenii județului apreciază, vorbesc de drumurile comunale și județene, atunci înseamnă că această instituție îți face treaba. Nici nu trebuie să ne intereseze cum îl cheamă pe directorul general. Dacă suntem, șose. dacă suntem nemulțumiți, dacă suntem nemulțumiți, atunci sunt ne punem, probleme. Și după aia ne punem mâna în cap, nu funcționează da. stația de asfalt, nu funcționează aia, nu da. se face. Dar în sfârșit da, asta că Sunt niște, sunt înțelegi, niște sunt miște, mult mai sunt realități. Nu mai am... întreba nimic de PSD. Doamne, iar, și... ajungem, ajungem. Credeam Hai, că scap. Șapte minute și nu vreau să nu vreau să nu da. vreau să ratez. Dacă te aș întreba acum, da. Care este puterea, care este opoziția în consiliul local? municipal. Care este puterea? Care este opoziția în Consiliul Județean? Păi da, în Consiliul Județean clar că puterea este PNL-USR. Acolo se înțeleg. A, am înțeles că vicepreședintele vice se înțelege bine da. cu președintele. Dacă da. ne uităm la structura Bun. din Consiliul local, Consiliul local aș face? fi tentat să spun că la fel e. Pentru că viceprimarul este, okay. adică... vice este USR. Nici nu s-a încercat să fie schimbat. Bun. Viceprimarul este USR. Da, consilierii USR, iartă mă nu, Votează dar... într-o veselie dar, împotriva... Eu, vă spun, eu nu mai înțeleg nu... Eu Apropo, ai mai avut tot felul situații de astea? De, de no, când no, ești unat? No, no, ai mai... No, în primul rând că din cauza asta, a... nu. Din cauza, deci, a, situația asta este, este total neproductivă okay. pentru activitatea executivului. Da, să nu ce ce mai... ei, ei, se mândresc cu chestia asta. Da. Că ei fac o că fără noi nu se poate face nimic. Dar, okay. băi omule, dar vină cu o idee, vină cu un proiect. Mai țineți minte cu regulamentul din zona peninsulară da. Cum erau ei păstrăși și stăteau de vorbă cu oamenii până frig și până așa. Domnule, e posibil da, să da, nu fie da, scos nici până azi. Se, regulamentul ăla se pare ok? Nu, dar eu vorbesc așa. Băi, e posibil să nu naști un draft pe care să-l discute, să-l pui în dezbatere publică, nici până păi azi. Deci că și la, la al parcărilor e tot așa, așa tot la asta Adică e de ne mândrim că facem opoziție, dar nu venim, nu facem nimic constructiv. Eu, de exemplu, vă spun, din punctul meu de vedere, este un pentru orașul ăsta, este un mare ghinion acest USR, da? Iertată în, fie, e. A iertată, a votat lumea. iertată în fie constatare, au fost votați, da? Și au câștigat au toate votați, alegerile, mai puțin au câștigat, la locale. Exact, -ă, au câștigat. Pentru că au avut un uh, candidat extrem de slab. Te și... referi la Stelian Da, 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 care a tras partidul în jos pentru că toate rândurile de alegeri, inclusiv mm. europarlamentare, au fost, fost de, da, au fost câștigate da, de da, USRN, da, 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 municipiu și detașat. Așa, este. așa U este. Pentru că structura Constanței este aceeași de votanți, eu am și spus că și PSD-ul greu Cine va mai este? câștiga sau niciodată nu va mai câștiga municipiul Constanța. Pauză, pentru deci, că începând de acum PSD-ul nu mai are nicio șansă la primărie să câștige? Vreo minune, vreo minune vreo doar. de unde că putea nu... să Poate să vină de la un candidat de calibru ba? sau să se mai macine între ei... Ce? Eu, ce de pe ieșichierul dreptei, cum se intutilează Am ei? înțeles. Adică PNL-ul PNL să aibă PNL doi candidați, USR-ul ce să meargă tot cu un candidat zero. E posibil să meargă tot cu Stelian Ion? Nu știu, n am <coughs> nicio treabă, nu cunosc, eu nu cunosc activitatea USR-ului. Și, și nu doar așa ar câștiga pe Dar vreau, vreau să vă spun că orice okay. alt candidat al USR-ului câștiga alegerile dacă... În, în, 2020. În 2020. Da, l-au avut pe Stelian Ion care, în afară de faptul că a fost foarte guraliv, N-a -a a rezolvat nimic. Cristinel Dragomir, nu nu Iartă-mă, să... dar și Virgil Chițac. Dacă... Doamne, ăla e rău, ăla e rău, ăla e rău. Adică cum, așa, așa, arăs așa că e tu ești bun? A, păi bine. nu, trebuie să spui ce știi tu să faci. Deci și Virgil Chițac a zis tot mereu, făgădău e rău, da? A venit cu, cu proiecte, nu Doamne, pot să contest asta. Prea multe Cristinel proiecte prea dragomir. da, unele dintre ele erau da, de, prea ambițioase. De, ce da, ambițioase. erau de ce. da, 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 A venit cu o variantă. Ok, deci rămânem aici, da? Eu cred că, pentru că structura Constanța era un fel de timișoara, un fel de brașov, un fel de cluj. Dacă țineți minte, cel mai rău an da. sau cel mai bun al, al PSD-ului până să intre mazăre în PSD, în tururile de alegeri. PSD-ul în, 2000 a, dat, în 2000 a fost cel mai bun an al lor, că au venit după Convenția Democrată. Și era baltă care, de fapt, nu a... de baltă neapărat. Da baltă, la nivel de, național, în dacă, tributuri... dacă vă gândiți, a luat 40-50%. Deci, de în București, de... 48, 48, 46, 48. Hai să ne Vreau la să vă Constanța. zic ceva. Și la Constanța, PSD-ul, uh -huh. cel, cel mai mare Ia. scor până să intre în partid a fost 27% la nivel de județ și 22% la nivel de municipiu. L în 2000. Pe păi, ăla este bazinul electoral al PSD-ului, pentru dragomim. că, dacă vă uitați acum, no. și când a candidat, de ce de ultima oară? Uh -huh. Pentru că PSD-ul s-a dus pe o pantă descendentă, datorită modului cum a fost administrat în ultimii patru uh -huh. ani de zile. Ăsta e scorul. La nivel de județ a fost 25%, la nivel de Consiliul Local 20%, da? Deci la momentul Ăsta acesta... este bazinul PSD-ului, pentru că au avut doi candidați pe Făgădău, l-au crucificat, l-au făcut, l-au desfințat. Deci, stai, că l-au... PSD l-au demonizat cei din opoziție, dar Bun. Nu credem deci și a luat 25% sau 24% pe a luat foarte un candidat care e 5% peste partid e un candidat foarte bun. Bun. Și în 2024 deci PSD ul nu are nicio șansă. Păi, PSD-ul, dacă mă întrebați pe mine, în municipii și în orașe. Ok. Bun, acum parcă municipiul Constanța se se mișcă un pic, dar eu, eu, care sunt un observator politic, chiar dacă spun eu că nu mai fac politică, eu mă uit. E, da? să e nu există. Deci, până la urmă, în marea masă a votanților din județul ăsta care se regăsesc de? în cele trei municipii și nouă orașe, pentru că aici sunt peste 70% Bun, deci de votanți. Bun, deci PSD-ul nu există. Păi, da, știți Bun, cumva vreun zice... candidat... S-a arătat vreun candidat în orașele astea unde nu există, pentru că da, eu, de, da, eu de că PNL, spun că nu există. De la PNL s-a arătat cineva, da, nu? sunt primarii. De exemplu, eu de ce spun că Cine? nu există? Că se înțelege greșit. Există organizații PSD, dar sunt acolo și ele la nivelul scorului uh, de 20%. Ar trebui să-și să, ar trebui, să ar trebui să candidații Este acum? obligatoriu, domnule. Acum? Păi, acum ar trebui, pentru ca ei, ei, candidații, trebuie să ia atitudine vis-a-vis -vis de tot ce se întâmplă în urbe. Bun. ca oamenii să facă o comparație să, să spună, deci, uite domnule, să... omul ăsta are habar. Săptămâna de viitoare, PSD Constanța. O săptămâna vi -am viitoare, dar da, trebuie cât mai repede. Păi da, eu vă spun Bun. ceva. Cum vrei să câștigi Megidia dacă tu n-ai candidat? Drept Cum vrei e. să câștigi Mangalia dacă n-ai candidat? Multe, multe. Păi da, în afară, da, atenție, nu, înainte existau oameni în administrație care mai făceau cât o politică, că mai îl ajutau mai pe X, pe Y, da, pe Z. Acum nu este, deci există un singur primar aici la Năvodari și în restul nu este niciun primar de municipiu sau mai din celelalte de, după, niciun viceprimar. Mai puțin de jumătate de minut a făcut Cristinel vorbire, Cristinel Dragomir vorbire mai adineaurea despre observatorul din exterior al politicii. Trebuie să înțeleg Că nu se va mai întoarce niciodată în politică? Nu, mă voi Cristineu... întoarce. Categoric, mă voi Când? întoarce unde? pentru Când? data viitoare, unde? nu știu unde. Eu, eu am o noțiune foarte clară în ceea ce privește politica. Politica nu se poate să o schimbe doar unul singur, Cristin okay. Dragomir sau oricine ar fi el. Pot să fiu un lider, cum a fost Radu Mazăre, dar lumea trebuie să înțeleagă că Radu Mazăre a avut și el o echipă. Deci, lucru în echipă este. Calea succesului, se... dacă vreți. Regia, trei minute încă. Da. Se întoarce Cristinel Dragomir în PSD? Dacă... Sau nu corect, s să întoarce Cristinel Dragomir în PSD? Da, eu m-aș întoarce în PSD, pentru că PSD-ul până la urmă este partidul care mi-a dat mie posibilitatea să mă manifest în ceea ce înseamnă uh, și ca om în administrație și așa mai departe. Uh, dar uh, voi avea discuții dacă nu o să ajung la o înțelegere cu actuala conducere. Cu siguranță voi încerca să mă regăsesc într-o echipă undeva. Nu voi găsi voi candida independent. Dacă voi găsi un este loc undeva... Este vremea independenților? Nu cred ca... că este vremea independenților, dar cel puțin uh, una, două, trei, patru idei pe care eu cred că le am bune despre mm -hmm. administrație publică, să pot să mi le fac auzite, intri într-un ring, chiar am dacă am nu ești câștigător, mm -hmm. dar măcar uh, ai spus și poate Cineva de bună credință preia ceea ce ai spus. Cristina Dragomir, mulțumesc că ai fost să rămână, alături de noi. Și eu și... Aștept emisiunea următoare la s... care îmi, spune, îmi va spune Cristina Dragomir. Dacă se duce, în ce partid s-a dus, când se înscrie da, și ce va face de... și ce funcție de, și toate dar vă este... promit că o să mă întorc și aici la emisiune, o să spun ceea ce Mulțumesc să fac. mult! Iar vă, dragii mei, ce să vă spun? Ce vă spun în fiecare seară? Cine are zile, scapă, noi suntem puternici, scăpăm de orice, dar până atunci, seară liniștită să aveți în continuare.